Parlamentul bulgar interzice propaganda LGBT în școli. În ciuda protestelor unor ONG-uri, proiectul de lege a fost votat cu o majoritate covârșitoare de 159 pentru și doar 22 de deputați împotrivă. Noua lege ar interzice incitarea la orientare sexuală netradițională sau identitatea de gen alta decât cea biologică, transmite AFP. Inițiatorul amendamentului, partidul Vazrajdane, a argumentat că modificările erau necesare pentru a preveni normalizarea inacceptabilă a orientărilor sexuale netradiționale. Susținătorii au afirmat că noua legislație reflectă valorile creștin-ortodoxe și Constituția bulgară, care definește căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie. ONG-urile și unele mass media au criticat amendamentul, comparându-l cu legislația din Rusia și Ungaria, considerând că va împiedica transmiterea informațiilor științifice despre minoritățile sexuale și combaterea hărțuirii școlare a tinerilor LGBTQ+. Parlamentarii au votat de asemenea un text separat care definește orientarea sexuală netradițională. În opinia lor, aceasta este diferită de noțiunile general acceptate și stabilite în tradiția juridică bulgară de atracție emoțională, romantică, sexuală sau senzuală între persoane de sex opus. Amintim că și deputații grupului parlamentar Victoria au propus pe 18 iulie un proiect de lege pentru apărarea valorilor tradiționale, a memoriei istorice și a identității naționale. Propaganda LGBT și marșurile gay, chiar în centrul Chișinăului, devin, din păcate, o normă. Organizațiile non-guvernamentale dubioase au impact considerabil asupra societății, influențând tinerii, distrugând principii vechi de secole, lăsând să se înțeleagă că valorile strămoșilor lor sunt false, că lumea este diferită și că totul trebuie percepută într-un mod nou, afirma deputatul Denis Ulanov într-o conferință de presă. Menționăm că, potrivit unui sondaj din 2014, 83% dintre moldoveni nu acceptă persoanele LGBT. La o căutare pe Google, cea mai recentă cercetare în care a fost pusă respectiva întrebare este de acum 2 ani și aceasta adresată doar chișinăuienilor de Centrul de Informații GenderDoc M.